Salutare lume, bine v-am regăsit la un nou car vlog. În dreapta noastră se află proprietarul mașinii. Salutare tuturor. El este Flavius, o să vă las canalul lui în descriere. Să intrăm la el acolo, să dăm cât mai multe like-uri. Despre ce mașină este vorba? Bă, cum puteți vedea, avem aici un Golf 5 puternic. Motor de 1.9. Da. Inițial a avut 105 cai, acum e softat, 140. Și se simte diferență mare? Să știi că se simte diferență față de cum trăgea înainte, acum trage mult mai bine, trage, nu? Mult mai bine. Și că... la consum cum? Consumul, să știi că a crescut, a scăzut? Nu, a crescut. Să zici că un pic de tot a crescut. Na. 1-2% cam maxim. Așa, cam așa. Mai mult nu cred, nu, că. Nu s-a ajuns la 2. Că undeva poate vrea lumea să afle. Dar eu zic că își merită. Adică își merită, soft e sfânt. Cel puțin cei care au 105 cai, eu o recomand. Să merită. Nu. Că și atâta timp cât e mașina întreținută, cât ai grijă de ea și nu, de exemplu, când e rece, nu accelerezi în blană, ca să zic așa cum fac unii. Bine, asta e la toate mașinile, da, cu turbo în general. Bine, diesel, mă refer, da, la diesel. Da, da, exact. Am înțeles. Dar ca diferență, e diferență la cer până la pământ. Da, una e să tragă 105 cai, una e să tragă să ai 140, da. Da. Inițial eu am vrut să iau 1.9, adică pe 1.9 am plecat pornit. Fiindcă dacă voiam 140 de cai, puteam să iau 2.0, știi? Da, da, da. Ai vrut o 1.9, să o duci în... 1.9, da. Da. Ce bani ai dat tu pe ea? Păi 5.000 de euro m-a dus. Te-a dus cu totul, nu? Cu totul. 5.000 de euro mașina. 5.000 de euro mașina. Da. Ce an este acest Mazda 2? 2007. 2007. Cred că 2008. Cred aproape 2008. În carte 2008. În carte 2008, dar 2007 în certificat. A, 2008. 2008, da, ceva de genul. Este acolo. Motorul care? Ce e motor? Codul motor BLS, cel cu filtrul de particule. A, filtrul de particule. Momentan, ce să zic? Este filtrul. Mulți evită motorul ăsta, că vezi tu, având filtrul de particule, sunt mai multe chestii, apar mai multe complicații, ca să zic așa. A, să sperie lumea, să înțeleg. Să sperie lumea, da, ceva de genul. A, da, nu cred că e nimic de speriat. Nu e nimic de speriat, dar tot timp cât, vezi tu, ce se întâmplă la DPF, trebuie să mergi un pic mai turată cu ea. Da, exact. Deci, bine, asta e în general. În general, dar sincer, de preferat la DPF e să mergi mult mai turat cu ea. Nu, dar chiar se simte bine, adică merge foarte bine mașina. Se simte ok, adică o să zic că și n-ai întreținută, nu a fost lăsat gen. Da, să pice ceva, să pice și ceva și să mai mergi, că hai că merge, da, da, știi, da, cum fac unii, a picat, no, nu, hai că mai merge, hai că nu, adică aia a fost, da, ceva, o problemă, ai schimbat, a deci nici n-ai stat la discuții. Schimbat, da, exact. Da, 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 am înțeles. Na, probleme și pot să zic, toate astea uzuale, petrieri, sincer, am schimbat, că m-au lăsat, adică s-a blocat o roată. Petrierii pe față sau pe spate? Pe spate. Pe spate, am bine, înțeles. Asta, na, făcând o mică paranteză, ce? Mai ne dă cu frana de mână, mai chestii de astea, știi? Da. Și de aia să mai... Acum suntem tineri, să mai, na, da, să mai vește. Da, să specificăm în locuri special amenajate, ca să, da, să înțeleg altceva. Și ai mers tare pe Germania. Da, 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 pe Germania. Nu pe România, am înțeles, am înțeles. Da, 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 și tocmai de asta... Nu, e... Nu au probleme cu ea. Discuri. Astea bine, uzuale, astea sunt chestii, am înțeles. Ambreiajul ceva, ai avut probleme, sincer, de când ai luat-o, mă refer? Sincer, n-am avut. De când, de cât timp o ai? Aproape 2 ani. Aproape 2 ani. Și n-ai avut nicio problemă cu ambreiajul sau săpată sau nu știu ce. Nici volanta, uite, poți... Da, nu, că se simte, se simte. N-a schimbat absolut nimic. Adică e totul treabă la fel cum a fost. E ca nou, cum vine vorba. Da, da, da. Nu bate, nu troncăne. Nu bate, nu troncăne. Nu, dar chiar se simte foarte bine, știi? Da, ea... Dacă avea reale, acum nu știu, 100%. Kilometri, da, vedem 230 de mii. 210 a avut ea când am luat-o și am făcut undeva la 230. Urmează să efectuez și schimbul. Ce ulei îi bagi? Sincer, i-am luat Liqui Moly. Cel de cu pentru DPF. Da, cel cu filtrul de particule, dar câte, ce se 5V30 sau nu știu. Teoretic el așa e, 5V30, dar am luat 5V40. Adică așa am băgat mereu, nu. Na. Poate unii o să zică, păi nu e bine, că trebuia 5. Aia, păi mecanici 30, sunt o grămadă, nu. Na, păi am luat 5V40, dacă nu mi-a făcut absolut nicio problemă. Da, dacă n-a mâncat, n-a... Nu mănâncă ulei, nu nimic. Când, da, îi dai. Deci, motorină și talpă. Motorină și... La drumuri lungi ai plecat cu ea? Am plecat și la drumuri lungi. Uite, de exemplu, cu 4 persoane, da, în mașină,
am un consum de 5. A, la drum lung? La drum lung. Aha. Deci cu un rezervor de 60 sau cât intră în ea? Da, 60. 60. Uite că nu mai rețin 100% sigur. Cred că un 60, că știu că atâta intră și na mea. Și, na, nu e, sunt pe aproape acolo, știi? Ceva de genul pe acolo, da. Da. Nu am avut probleme. În rest, a mai fost o mică problemă, că n-am dat, când am făcut schimbul, aveam un pic de ulei pe sub baie. Pe baia de ulei? Și aia mi-am pus un pic de semn de întrebare, bă, ce se întâmplă aici? Așa un pic, ne-am dus la doctor, așa. Am inspectat-o frumos, pac. Și ce avea? Ce să aibă, garnitura de la capacul la curbători, era, dădea pe la un colț pe acolo. A, am luat o altă garnitură, și gata, și am scăpat de toată. Astea a fost singurele probleme. Ce am avut o problemă? Cu schimbarea raportului flexibil. A, știu că e să schimbă, deci, foarte greu. Credeți-mă că cine are motorul ăsta, știu că e sus. BLS, și vrea să schimbe raportul flexibil, E de muncă. Adică nu prea găsești. Nu prea găsești oameni care să facă treaba asta, înțelegi? Da, adică da. Mulți nu prea să facă, ce zice, bă, bun, cât să-ți iau la un raport flexibil? Da, nu pot să-ți iau, îți iau, să zicem, 200 de lei, dar e de muncă la tine. Da, da, că trebuie să dai toată toba jos, exact. Toate chestiile. Trebuie să dai toba ca toba, dar ce se întâmplă? Trebuie să demontezi, să dai tot DPF-ul jos. Deci trebuie să-l pui, practic, să-l dai jos. Urât. Da. Ca dotări ce avem pe aia? Ca dotări avem Xenon. Hai să o luăm cu începutul. Cu ce a venit mașina, pe lângă modificări pe care i le-ai adresat? Senzor de parcare. Da. Navigație. Da. Acum, da, după cum puteți vedea, lumii ambientale. Ia uite ce s-a băgat. Bine, asta a fost peste de mine. Bine, lumile ambientale, navigație, așa, foarte, navigație foarte interesantă, îmi place. Așa. Încălzirea în scaune, văd. Încălzirea în scaune, da. Climă, normal astea. Bine, nu sunt normale, că bine, multe n-au. Așa, ce știi, dar în principiu când am luat mașina am vrut să aibă câteva dotări. Computer mare de bord. Foarte multe, da, da. Bine, cine și-ar dori să aibă. Da, bine, fiecare acum. Da, la momentul respectiv când am luat mașina, nu prea am găsit, sincer. Bine, erau și mai scumpe. Acum 2 ani se țineau prețurile. Fix ține cont de un lucru, că la 3 luni după ce am luat mașina, așa, trebuie să știm toate. Dacă a dispărut faza cu taxa și nu știu ce. Da, dintr-o dată a scăzut piața. Exact, a, exact. Ce să mai mergem înainte. Bine. Am fost mulțumit de asta, deci nu am avut probleme cu ea. Deci, bine, probleme prea mari, că acum că se mai întâmplă câte o chestie. Gândește că are atâția ani. E imposibil. Da, are ceva ani, adică și pe viitor ai vrea să viitor să schimb? Momentan, nu optez să schimb mașina. Uite și pe asta. Băi, mai am un Golf 4. Da. Care ce motorizare? Bine, 1.6. Lasă atâta, facem și cu el. Facem și cu el, deci, ok, atâta. Ok, nu dăm detalii. Dăm detalii când vom face cu acel Golf 4. Important e că avem și cu Golf 4. Cu timpul, ce zic eu că aș face, e că mașina asta, sincer, va muri la mine, clar. E mașina de suflet, deci, mașina de suflet. Și cealaltă e tot mașina de suflet. Nu știu, cred că, nu știu ce se va întâmpla cu ambele, dar nu mă îndură niciuna. Până la urmă, ce, că nu, practic, bine, la ce m-aș orienta pe viitor, ar fi un Passat B8. B8 foarte frumos. Deci acolo nimic, m-aș orienta să... Nimic de zis. Dar încă și în țin prețurile. Și țin prețurile, da. Țin bine prețurile. Da. Aia e treaba. Dar ce-am mai văzut interesant la Golf 4, la faza cu oglinzi, cu semnal dinamic, am observat o chestie la Golf 4, da. La Golf, nu, la Golf 5. La Golf 5. Da. Cu semnal dinamic frumos, am mai sunt niște chestii. Deci dacă ar fi să-i faci modificări, ai putea să-i faci 11.000 de modificări. Da, bine. Adică bine. O faci rachetă, știi? Inițial, poate pe parcursul o să-i schimbă și clima, o să-i pune în climă de Golf 6. A, vrei să-i pui da, frumos. Acum, da. Luna viitoare urmează să schimbăm bara pe față. Am văzut că pe spate ți-ai pus frumos da, cu evacuare. Da, am făcut evacuare, am schimbat fusta. Ai băgat ceva? Da, am băgat, pot să zic că am băgat ceva bani. Adică dacă mi-ar ce cineva, bă, îți dau atât. Nu te-ai îndurat. Nu mă îndur, adică oricât mi-ar da cineva, sincer, nu mă îndur să o dau. Te îndur pentru că știi că ai băgat niște bani, știi cum merge mașina. Și în al doilea rând știi cum e faza aia. Știi ce ai? Nu, te atașezi așa de... Da, te aștept, corect. Și nu mai...
Nu-ți mai vine să mai dai, pentru că tip prea bine ce ai în garaj, vorba aceea, știi? După cum spuneam, luna viitoare noi să schimbăm și bara pe față. Ai găsit deja sau ai preții? Da, m-am uitat așa un pic. Am găsit la un băiat la Cluj. Da, ți-o trimite frumos pe curier. Da, mi-o trimite pe curier și am zis că o montez când o să schimbăm și anvelopele de vară. Momentan suntem cu cele de iarnă. Și ai alte jante? Am alte jante, da, avem jante de aliaj. De aliaj, a, frumos. Da, R16. Momentan. Da, nu aș vrea să le schimb că sunt drăguțe. Am înțeles. Mașina a fost când ai luat-o pe Germania sau pe Da, România? În Germania a fost mașina. A fost adusă, nu mai știu, parcă pe 25 septembrie am luat-o eu și a venit pe 23. Ceva de genul. A, deci în țară. Adică a fost proaspăt. Da, a fost proaspăt luată, cum da, proaspăt luată. Exact, frumos. Ai fost tu după ea, nu? Am fost sau după ea. Și s-a întâmplat, am fost la Cluj și am luat-o. Bine, m-am uitat Golf 4, după cum spuneam, o să revenim și la el în alt episod. În alt episod. El a fost luat din Olanda, adus pe roți. Asta a fost luată de la Cluj. Bine, poate vom mai face și un alt episod cu probleme apărute la Golf 5. Da, putem să mai discutăm. Că na, ne lungim prea mult și putem să facem alt video, nicio problemă. Pe cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Vă așteptăm cu cât mai multe like-uri. Vă aștept să intrați și la el pe canal, să-i dați acolo susținere. Și până data viitoare, să conduceți prudent. Noi ne chinuim să ieșim de aici, în această intersecție. Pa, pa.